Una dintre fiice așteaptă să o sun. Da, are copii destui, dar nu sunt, n-au posibilitate să vină. Păi și din țară sau? Nu, sunt. Păi și dacă e într-o stare foarte, foarte gravă? E pe moarte, domnule. Și ei sunt conștienți că, sunt pe, că e pe moarte. Bărbatul, care este imobilizat la pat din cauza obezității, locuiește singur din noiembrie anul trecut. Atunci, fiul concubinei, cel care îl îngrijea, a ajuns la închisoare. Cum trăia într-o mizerie cruntă, locuința i s-a umplut de șobolani. Seara trecută, omul a avut puterea să sune la 112 pentru ajutor. Când au ajuns, asistenții de la Smurd s-au îngrozit. Pe lângă multiplele probleme de sănătate, bărbatul avea mușcături pe tot corpul și avea organele sexuale mâncate, iar în jurul său mișunau șobolani. Seara trecută, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta au intervenit pentru acordarea de îngrijiri medicale de urgență și transportarea la unitatea primiri urgențe a unei persoane în vârstă de peste 56 de ani. Persoana respectivă a fost găsită singură în locuință, prezent insuficiență respiratorie, cangrenă la membrele inferioare, dar și prolaps genital. I s-au acordat îngrijiri de urgență de către echipajul SMURD și a fost transportată de urgență la unitatea primirii urgențe. Bărbatul a ajuns conștient aseară la unitatea medicală, dar starea lui s-a agravat peste noapte și a intrat în comă. Este vorba despre un pacient în vârstă de 56 de ani care a fost adus în cursul nopții cu ambulanța. Acum se află internat în terapie intensivă. Este un pacient cu o stare generală foarte, foarte gravă. Este cu insuficiență cardiorespiratorie, dependent de oxigen, care prezintă, pe lângă, cum ați spus și dumneavoastră, o obezitate morbidă, este foarte gras, cu gangrenă pe membrele inferioare, organele genitale, externe, pelvis, cu insuficiență cardiacă, foarte, foarte grav. Noi l-am pus pe tratament cu antibiotice, e pe 3 antibiotice cu spectru foarte larg, cu antitrombotice, cu perfuzii pentru reechilibrare hidroelectrolitică, antialgice, antitermice, dar oxigen, dar starea lui este foarte gravă. Are escoriații, are mușcături de șobolan? Nu pot să vă spun. Are plăgi, escoriații, escare multiple, infectate, stare septică, pornind de la aceste leziuni externe. Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire.